Bună ziua, stimați telespectatori și bun găsit! Astăzi vom vorbi despre durerile articulare, vom vedea ce sunt aceste dureri, de unde vin ele și mai ales de ce ne sâcâie în sezonul rece. Toate aceste detalii le vom afla astăzi de la invitata mea specială, doamna dr. Oana Nemes, medic de medicină generală. Bună ziua, doamna doctor, bine ați revenit în emisiunea noastră! Bună ziua și bine v-am regăsit! Doamna doctor, se tot spune, foarte multă lume auzim spunând, s-a schimbat vremea, a venit sezonul rece, mă dor încheieturile și așa mai departe. Ce legătură are acest lucru cu, iată, afecțiunile articulare? Ce se întâmplă în momentul în care petrecem foarte mult timp afară, unde este vremea rece, articulațiile nemai primind oricum suficient sânge și având și o presiune atmosferică care nu mai este corespunzătoare, determină o accentuare a durerilor articulare la nivelul acestor articulații. Și atunci este important să știm că avem totuși câteva metode prin care putem să acționăm asupra acestor dureri chinuitoare, să facem în așa fel încât pe perioada iernii să nu simțim această amplificare a durerilor articulare. Ce putem face? În primul rând, putem menține articulația încălzită, ca să spun așa, să încercăm să încălzim articulațiile și atunci știm că oarecum îmbunătățim și fluxul sanguin și reducem durerile articulare. Foarte important iarăși ce putem face este să ne mișcăm, să nu rămânem în aceeași poziție, imobilizați mai mult de o oră jumate, deoarece ce se întâmplă la nivelul articulației avem și lichidul sinovial. Acesta este cel care hrănește articulația, iar în momentul în care noi ne mișcăm mobilizăm acel lichid sinovial și atunci reușim să hrănim și să menținem articulația sănătoasă și astfel să prevenim accentuarea durerilor articulare. Iar și un lucru foarte important ce mai putem face, putem utiliza remedii naturiste, remedii naturale, prin care să acționăm profund și direct asupra cauzei care determină apariția durerilor articulare, să îmbunătățim circulația la nivelul articulațiilor, să menținem cartilajul sănătos, să hrănim, să lubrifiem articulația, iar să acționăm asupra lichidului sinovial, astfel încât să stopăm evoluția artrozei și să reducem aceste dureri chinuitoare pe perioada sezonului rece. Remedii naturale ca și cel cu care am venit astăzi la dumneavoastră. Avem un telefon, domnul Popescu este în legătură cu noi. Bună ziua, vă ascultăm! Bună ziua, mă numesc Popescu Lucian, am vârsta de 67 de ani și sunt pensionar. Mulți înainte! Mulțumesc! Această bucurie a mișcării în ultimii 2 ani a fost tot mai restricționată de apariția problemelor ce apar odată cu pensionarea, adică durerilor de articulații. Dacă la început aceste dureri la nivelul umerilor, spatelui sau șoldurilor au fost relativ mici, în ultimul timp problemele mele cu articulațiile s-au agravat. Vă spun că nu mai eram în stare să mă deplasez aproape deloc fără baton. Am fost la medic și mi-a spus că este vorba de o foxartroză și gonartroză bilaterală, mai puternică pe partea dreaptă. Am urmărit la televizor emisiunea în care doamna dr. Oana Nemes vorbea despre acest produs nou cu acid hialuronic și colagen și am zis că e clar ceea ce am și eu nevoie. Am comandat 3 cutii, iau o capsulă dimineața și una seara. Și deja după prima cutie am început să simt îmbunătățit. Mi s-au redus treptat durerile, mă mișc mai bine. Ce să vă spun, chiar mă simt altfel, mă pot bucura iarăși de mișcare. Sunt deja la 4-a lună și continui pentru că am mare încredere. Am simțit cum ajută și am văzut rezultatele. Am încredere în aceste capsule pentru că sunt produse naturiste, așa cum spune și doamna doctor, sunt testate și sigure. Și pe mine chiar mă ajută să mă mișc fără dureri. Vă recomand să folosiți produsul acesta pentru că este foarte bun. Mulțumim, mie mi-a mulțumim făcut frumos. Articulațiile bine. Vă mulțumim mult pentru intervenția telefonică, să aveți o zi frumoasă plăcere. În continuare și multă sănătate fără sănătate. Dureri articulare, da? Da, sănătate, sănătate, la revedere. O zi frumoasă. Doamna dr. Oana Nemes, haideți să vedem dacă tot vorbim despre un remediu natural,
cam ce conține acest remediu? Sigur că da, așa cum spunea și telespectatorul care a intrat în direct, este un remediu natural ce are în compoziție acid hialuronic, complexul patentat contractiv, colagen specific pentru articulație, colagen hidrolizat de tip 2, condroitină, iar pe lângă acestea mai avem și ingrediente cu acțiune antioxidantă, cum este naringina, quercetina și vitamina C. Ingredientul principal din acest remediu este complexul patentat contractiv. Acesta este, ce este el mai exact, este un mix de ingrediente special concepute, astfel încât să se absoarbă la nivelul articulațiilor. De ce este important să știm lucrul acesta? Pentru că în momentul de față avem la dispoziție o multitudine de remedii naturale, dar trebuie în permanență să ne informăm și să alegem cele mai bune soluții, pentru că molecula de colagen este o moleculă mare și în condiții normale ea nu se absoarbe. În cazul produsului, remediului cu care am venit astăzi la dumneavoastră, ceea ce diferențiază acest remediu este tocmai faptul că ingredientele sunt în așa fel concepute încât să se absoarbă la nivelul articulațiilor. Și atunci, aducând acolo local, la nivelul articulațiilor, toate aceste elemente, cum este colagenul, condroitina, acidul hialuronic, noi reușim să reparăm, să întărim articulația, să menținem cartilajul articular sănătos și să reușească să reducă durerea, să preia șocul din articulație. De asemenea, acționăm și asupra lichidului sinovia, lichidului articular care înconjoară articulația și astfel, prin intermediul acestor ingrediente, noi reușim să stopăm evoluția bolii și să reducem, să eliminăm aceste dureri chinuitoare de articulații. Doamna doctor, vă rog să ne spuneți care sunt afecțiunile, da, în care ajută acest remediu natural. Sigur că da, acest remediu cu care am venit astăzi la dumneavoastră ajută în primul rând în artroze. Marea majoritate a persoanelor odată cu înaintarea în vârstă se trezesc cu dureri articulare, iar acestea în principal sunt cauzate de cea mai frecventă afecțiune osteoarticulară, respectiv artroza. Și atunci poate fi folosit cu încredere de către persoanele care au dureri de genunchi, care au gonartroză, coxartroză, artroză de spate, a umerilor, în principal pentru toate tipurile de dureri articulare. Iarăși pentru persoanele care suferă de artrită, artrită reumatoidă sau poliartrită reumatoidă, reumatism. De asemenea, este extrem de util acest remediu, deoarece reușește să aibă o acțiune antiinflamatorie naturală și este extrem de benefic să avem la dispoziție un remediu natural cu acțiune antiinflamatorie puternică, astfel încât să reducem durerile chinuitoare de articulații, să reducem rigiditatea care se instalează în caz de artrită și iarăși să îmbunătățim mobilitatea, să reușim să ne redăm libertatea de mișcare, pentru că este extrem de dificil în momentul în care nu reușim, datorită acestor boli chinuitoare ale sistemului osteoarticular, nu reușim să ne mai facem lucrurile care le făceam de obicei. Toate aceste afecțiuni reușesc să ne schimbe, să ne reducă calitatea vieții și atunci dacă avem la dispoziție remedii naturale și care să nu fie nici costisitoare, este un lucru extraordinar să putem apela astfel încât să ne redăm libertatea de mișcare. Spuneți-ne, doamna doctor, pentru persoanele care au un tratament prescris de către medicul specialist, pot merge în paralel cu un remediu natural? Sigur că da, este chiar indicat, nu este nicio problemă, chiar este util să folosim un remediu natural care să acționeze profund și țintit direct asupra cauzei care determină apariția acestor dureri articulare. În cazul remediului cu care am venit astăzi la dumneavoastră, e important să precizăm că el poate fi folosit de către persoanele care au și alte afecțiuni cronice, tocmai pentru că ne adresăm persoanelor care sunt mai înaintate în vârstă și au și alte afecțiuni. Este important să știm că poate fi folosit de către aceste capsule, de către persoanele care au diabet zaharat sau afecțiuni cardiovasculare sau care iau medicație anticoagulantă. Poate fi folosit, nu este nicio problemă. El este contraindicat copiilor, este un produs care se adresează persoanelor adulte. Mai avem un telefon. Sigur. Bună ziua, sunteți în direct. Bună ziua, mă numesc Muntean Ion, sunt din Constanța și am probleme mari cu spatele. Am o hernie de disc lombară și mă doare și spatele
și durerea coboară până pe picior, iar de la o perioadă a început să mă doară și genunchiul stâng. A fost foarte greu, nici nu puteam dormi noaptea de durere, nu puteam să stau pe o parte, sau în noaptea când începeam să mă întorc de pe o parte pe alta, mă durea îngrozitor. Într-o zi am deschis televizorul și am urmărit emisiunea dumneavoastră. Mi-a plăcut tare mult. Și am zis să încerc și eu produsul sub formă de capsule pentru durerea de spate. Vreau să vă spun că mi-a făcut foarte bine. Deja, după prima cutie, s-a simțit. M-a ajutat foarte mult. Nu mă mai doare spatele și mă mișc mai bine. Pentru genunchi folosesc și capsule și produse sub formă de gel cu colagen de la doamna doctor. Ce pot să vă spun e că aceste două produse sunt extraordinare, dar mă simt excelent, mă simt mult mai bine. Vă recomand să încercați cu încredere, pentru că dau rezultate. Mulțumim, mulțumim frumos! Eu le folosesc în continuare toată toamna și iarna, dar să nu mai apuce iar durerile. Mulțumim foarte mult pentru intervenția telefonică. Sănătate multă! Sănătate, sănătate multă! Doamna doctor, iată, am aflat de la telespectatorul nostru că pe lângă capsule este vorba și de un gel, deci care vine în completare, să spun așa. Da, așa este, așa este. Avem și un remediu natural sub formă de gel, tocmai pentru a avea, ca să spun așa, un tratament complet. Adică să acționăm și din exterior asupra articulației, să îmbunătățim mobilitatea, să îmbunătățim fluxul sanguin, să avem o acțiune de fizioterapie, ca să spun așa, cât și din interior, profund, asupra articulației, și să reparăm structurile articulare pentru a reuși să ținem sub control aceste dureri chinuitoare de articulații și să stopăm evoluția acestor afecțiuni cronice debilitate odată cu înaintarea în vârstă. Doamna doctor, am vorbit despre afecțiunile, iată, care ne sâcâie și la care putem apela la acest remediu natural. Vreau să vă întreb în situația, adică dacă putem consuma acest remediu natural și preventiv, dacă da, cum se administrează și cum se administrează atunci când deja există o afecțiune, poate de multe ori cronică? Sigur că da, o întrebare foarte bună. În primul rând, el este recomandat ca și tratament pentru acest remediu, pentru afecțiunile cronice, cum ați spus, pentru artrită și pentru artroză, iar în acest caz se utilizează câte două capsule pe zi, una dimineața și una seara. La fel poate fi utilizat și ca și prevenție, pentru că știm cu toții a preveni este mult mai important decât a trata, este mult mai ușor și poate fi folosit de toate persoanele cu vârsta peste 40 de ani, tocmai pentru a ne menține articulațiile sănătoase și pentru a împiedica apariția acestor afecțiuni cronice, cum sunt artrita și artroză. Ca și termen de utilizare, este important să utilizăm o perioadă cât mai lungă de timp, tocmai pentru a da timp organismului să acumuleze toate aceste substanțe naturale, să refacă articulația și să ne reducă durerile articulare. Se recomandă un minim de 3 luni de utilizare. Iar tocmai pentru a ajuta pacienții să facă o cură cât mai lungă cu acest remediu, avem și o ofertă pentru telespectatorii dumneavoastră. La două cutii achiziționate se primește o cutie gratuit din partea noastră. Am înțeles. În perioada tratamentului trebuie să țină un regim alimentar sau nu neapărat persoana care administrează? În principal este important, mai ales dacă vorbim despre afecțiunile osteoarticulare, să încercăm să avem un stil de viață cât mai sănătos. Tocmai pentru că și conform statisticii, o greutate chiar și cu 5-6 kg în plus determină o afectare a articulației genunchiului, o distrugere a articulației genunchiului de 3 ori mai rapide decât la o persoană cu o greutate normală. Și atunci o alimentație sănătoasă care să reușească să ne mențină greutatea corporală în limite cât mai normale este indicată să avem, tocmai pentru a nu pune o presiune suplimentară pe articulații. Și atunci și o alimentație normală și dacă se poate și un pic de mișcare este în permanență binevenit. Putem spune că remediile naturale merg la cauză, nu numai la efect? Da, sigur că da, aveți foarte mare dreptate. Reușim prin intermediul remediilor naturale să acționăm direct asupra cauzei probleme, pentru că până la urmă acesta este cel mai important, să reușim să reparăm acele structuri care sunt afectate odată cu înaintarea în vârstă, să stopăm evoluția acestor boli cronice și să putem să ne redăm libertatea de mișcare, să încercăm să
prin intermediul soluțiilor naturale să reducem durerile chinuitoare de articulații și să reușim să ne revenim la stilul de viață care îl aveam înainte de apariția acestor boli cronice. Spuneți-ne dacă în cazul osteoporozei este eficient un remediu natural, pentru că sunt foarte multe femei după vârsta de 45-50 de ani care ajung să facă această boală și au nevoie de ameliorare, să spun. Asta o dată. Și doi, dacă în cazul unei persoane care a suferit o intervenție chirurgicală, să spunem în cazul gonartrozei, da? După această intervenție chirurgicală ar fi binevenit un astfel de supliment. Sigur că da, este important și după o intervenție chirurgicală, dacă vă referiți dumneavoastră la o intervenție, fie că vorbim de un traumatism, cum ar fi o fractură, sau ne ajută foarte bine să ne recuperăm mult mai rapid după un astfel de eveniment, la fel și în cazul în care vorbim despre un eveniment mai major, ca să spun așa, cum este o protezare la nivelul unei articulații, cum a spus articulația genunchiului, el ne ajută foarte bine, pentru că știm că de obicei afecțiunile cronice merg și contralateral. Adică este un risc foarte mare să fie afectată și articulația de la celălalt genunchi și atunci reușim să protejăm, pentru că pe lângă cartilaj în articulație mai avem și lichidul sinovial și toate celelalte elemente care formează întreaga articulație și atunci este bine să acționăm profund și țintit asupra întregii structuri articulare, tocmai pentru a repara și a proteja articulația. În ceea ce privește osteoporoza, da, este extrem de util și pentru osteoporoză, cum a spus și dumneavoastră, noi doamnele avem din păcate predispoziție spre așa ceva. De ce este util? Pentru că am spus că el are în compoziție colagen. Colagenul este elementul care se regăsește în structura noastră osoasă. Este cel care ne face ca oasele să fie puternice și rezistente. Este, ca să spun așa, ca un ciment pe care se sedimentează mineralele la nivelul structurii osoase și atunci este chiar vital după vârsta de 40-45 de ani să avem grijă de structura noastră osoasă, pe lângă minerale, să aducem și un colagen de cea mai bună calitate, tocmai pentru a menține structura osoasă sănătoasă și puternică odată cu înaintarea în vârstă și în cazul doamnelor odată cu apariția menopauzei. Mă gândesc că în sezonul rece bolile articulare devin sâcâitoare. Vara mai puțin. Ar fi bine preventiv să ne pregătim cu această cură încă de când este cald afară, să nu ajungem deja în sezonul rece, când deja boala este accentuată? Da, sigur că da, chiar să începem o cură chiar de la sfârșitul lunii august, de exemplu, spre început de septembrie, înainte ca accentuarea durerilor să fie bazată pe schimbarea vremii de afară. Bineînțeles, cum am spus încă de la începutul emisiunii, odată cu apariția frigului și durerile se accentuează și atunci dacă noi aducem din timp un aport de colagen, de acid hialuronic, de condroitină de cea mai bună calitate, reușim să pregătim articulațiile pentru sezonul rece. Și mă refer aici atât la persoanele care deja au afecțiuni, cât și indicat și pentru persoanele care doresc pentru prevenție, pentru că știm cu toții prevenția este extrem de importantă, chiar dacă la noi poate nu se pune chiar așa un mare accent pe prevenție. Ar trebui să se pună. Da, așa este. Este important să prevenim, să fim informați în permanență și să alegem cele mai bune soluții terapeutice, naturale, dacă se poate, astfel încât să reparăm pe cale naturală și să acționăm profund și țintit asupra cauzei și să, astfel, în modul acesta, să reușim să trecem peste aceste dureri cât mai ușor și cu cât mai puține reacții adverse. Vă mulțumesc mult pentru prezența în emisiune și vă mai așteptăm cu noi informații și altă dată. Mulțumesc frumos și revin cu mare drag. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, pentru atenție. Atât pentru astăzi. Aveți grijă de sănătatea dumneavoastră. O zi frumoasă în continuare.